Proiectul nostru este un joc pentru persoane de orice vârstă și gen. Un joc în care jucătorul ia rolul lui Johnny, un simplu elev, și se alătură în drumul său spre a evada din școală. This year, a new game will see the light of the day. Schoolscape. This guy, his name is Johnny. He is just a regular eighth grader. And for some reason, he wants to skip school today. The question is, are you willing to help him out? If your answer is yes, then get ready to explore the school. Express your will against the teachers. And see if you are truly smart enough to skip a day of school. Laugh, and also check your English. Noi am ales această temă deoarece credem că tinerii au falsa impresie că nu au nevoie de școală pentru a-și continua studiile și că chiulul este o problemă de actualitate în zilele noastre. Copiii sunt ușor distrași de gadgeturi când vine vorba de învățat. Astfel, jocul este creat ca o alternativă. Platforma atrăgătoare determinând pe aceștia să învețe pentru a trece la următorul nivel, fiind o metodă mai ușoară de a acumula cunoștințe din diferite domenii. Acest joc prezintă un adolescent care vrea să chiulească o zi de la școală. În decursul jocului, el trebuie să dea dovadă că e destul de inteligent să facă asta. În opinia noastră, ne se pare o idee destul de atrăgătoare și captivantă. Așadar, vrem să vă arătăm un mod de a combate comportamentul negativ față de învățare prin ceva ce e cunoscut încă de la apariția omului, învățatul din greșeli. Schoolscape este un joc de cultură generală în care Johnny, protagonistul, vrea să evadeze din școală. Dar pe drum are parte de multe obstacole. Aceste obstacole sunt reprezentate de profesori care, aflând intențiile, îi pun diferite întrebări din diferite domenii. Dacă Johnny răspunde corect, poate este liber să plece. Dacă nu, trebuie să se întoarcă să-și repete lecția. Jocul nostru a fost creat în Unreal Engine 4, care este un program special pentru dezvoltarea jocurilor, accesibil gratuit publicului. Un impediment a fost lipsa noastră de experiență în acest program, însă am reușit împreună, ajutându-ne unul pe altul, să completăm jocul. Toate animațiile, mecanicile și restul au fost create în acest, în Unreal Engine 4. Jocul este special, deoarece jucătorul poate empatiza cu personajul său, un elev. De asemenea, și tema școlii este bine cunoscută. Noi pe viitor ne-am dorit să adăugăm jocul un editor care să ofere oricărui jucător potențialul de a crea un propriu nivel cu profesorul și întrebările lui și astfel să creăm împreună o comunitate de învățare interactivă. Un alt update care ar vrea să-l aducem jocului este să construim o bibliotecă în care să stocăm răspunsurile deja la întrebări deja soluționate și cu ajutorul bănuților obținuți de la trecerea fiecărui nivel să-și poată cumpăra răspunsul la o întrebare mai dificilă. De asemenea, noi susținem învățarea prin joc. Eu consider această învățare ca fiind una foarte eficientă și foarte ușor de înțeles pentru majoritatea. Caracterul empatizează foarte mult cu jucătorul, deoarece toți ne regăsim în această situație de elev care deseori vrea să chiulească. Okay, acum aici sunt câteva screenshot-uri. Aici sunt câteva screenshot-uri cu cum lucram noi în Unreal Engine. Totul a fost luat de la zero, toate lucrurile au fost create de noi. Procesul. A fost un proiect foarte interesant. Toți mi-au trebuit să se mobilizeze în ciuda orelor total diferite, pentru că eram din orașe diferite, unii erau la școli cu program de după amiază, unii erau cu program de dimineață și ne meream foarte greu să avem o sesiune de Skype comună, o dată la o săptămână, o dată chiar la două săptămâni și munceam fiecare pe ce puteam. Am învățat că nu e chiar ușor să lucrez într-o echipă și de altfel cum să ne creăm primul joc. Am avut bug-uri de genul când încercam să animăm personajul, mergeau mâinile, erau așa ca niște tăiței sau chestii de genul, se topea. Am făcut și un formular de feedback, persoanelor a fost prezentat materialul video și a fost întrebat despre ce este vorba, ce ar putea îmbunătăți și care au fost punctele forte. Am avut la minus 25 de ani...
Ok. Oamenii au spus că este vorba despre elevi care vrea să plece de la școală și spun că vor mai multe elemente de interacțiune și oamenii mai în vârstă ar dori ca arhitectura să fie mai detaliată și parcurgerea itinerarului să aibă un caracter non-violent. Mersi tare mult. Avem întrebări. Și asta e echipa.